Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou clip, eu sunt Chesta și astăzi o să facem un tier list, doar că o să-l facem un pic diferit față de uh, tier listurile pe care le-am făcut uh, anterior, că am făcut în sezonul trecut. O să facem uh, un tier list mai personal și un tier list doar pe adăcherii. O să începem cu adăcherii și o să zic în felul următor, tier listul ul ăsta dacă atinge 1000 de like-uri, Like-uri pe care pe live le atingem, deci cumva ar trebui să le atingem și pe clip, nu cer mult, nu cred că e mult. O să facem și la celelalte linii sau facem un tier list complet pe un singur clip, nu știu cât o să dureze, jumătate de oră, sau facem pe fiecare linie în parte, nu-i problemă, tot la fel dacă vreți personal puteți să lăsați în comentarii, adică personal ce înseamnă personal. La clipul ăsta o să-mi spun uh, campionii mei favoriți și o să și argumentez câte un pic la fiecare, de ce consider eu că în metaul ăsta, în 14.1 patch-ul acesta, adicheriul respectiv își merită uh, tierul pe care eu îl voi da. Așa că, acestea fiind spuse, facem 1000 de like-uri, facem și pe celelalte linii, până atunci, haideți să începem cu tier listul pe adăcherii. Am dat uh, scena, doar că cred că o să trebuiască să, de fapt nu o să modific, că dau eu mai așa și avem aici, se vede bine, nu? Se vede perfect. Ideea e că am pus uh, la uh, D, am pus toți campionii de adăcherii ca să-i avem pe toți aici, să nu omitem vreo unul, nu mai este niciun adăcherii aici, deci îi avem pe toți deja selectați, trebuie doar să-i punem. Și acum o să începem cred eu cu estierul să-l terminăm și uh, să o luăm de jos în sus, dar de jos în sus avem deja aici. Deci o să începem cu estierul. ul Repet încă o dată, nu înseamnă că am dreptate. Puteți să aveți părerea voastră în comentarii, puteți să vă spuneți părerea și să mă contraziceți, chiar atât timp cât păstrăm o decență și nu ne nu ne înjurăm random în tramvai. Putem, putem să comunicăm și să ne spunem părerea uh, indiferent că nu este neapărat de acord sau că uh, în egală măsură, să zic așa, uh, cu părerea mea. Fiecare cu părerea lui. Eu îmi spun, repet, este un tier list cum consider eu că merită să, să fie campionul. Că e S, că e A, că e B, că e C, că e D. Bun, și o să încep cu S -tier, am zis. Și o să zic clar un vein. Mi se pare că vein în, în patch-ul ăsta... Uh, are potențial mare de carry. Mi se pare că e un campion care, overall, în majoritatea peciurilor, avea un, un, uh, un potențial mare de carry. Doar că în peciul ăsta, dacă lucrurile se joacă corect, de cele mai multe ori, batămul ar trebui să fie focusat. Și atunci, uh, dacă primești un pic de ajutor, șanse mari să ajungi mult mai repede la, la un core build și să reușești să dai carry, pentru că ai un movement bun, ai uh, potențial de escape, uh, ai uh, damage destul de mare, ai damage din basic, nici nu vorbim de iteme și mi se pare că e un campion care uh, la două iteme deja poate să facă diferența pe summoner's rift și atunci... Orice adăcheri care la două aite face diferența, pentru mine este un estier, pentru că, în general, meciurile, din câte ați observat, sau cel puțin eu am observat uh, la mine, uh, se termină destul de repede. Adică, cumva, inclusiv în Diamond Master, se, se fidează foarte mult. Și atunci, în momentul în care se întâmplă chestia asta, lucrurile uh, evoluează mult prea repede și meciurile se termină mult prea repede. Și atunci, două iteme pe vein, poți să faci diferența. Vein e un campion pe care eu l-aș situa la S-tier. Mergem mai departe. Uh, S-tier, Samira, din nou, un campion care, din punctul meu de vedere, își merită locul aici. Uh, cu, cu damage foarte mult, condiționat cumva în anumite situații, dacă echipa are foarte mult crowd control uh, și tankiness e condiționată, dar în general dacă au foarte mult crowd control atunci sunt șanse mari să n-apuci să-ți dai combo și uh, să nu fii la fel de util pe cum, precum, nu știu, alta dar este în continuare una de care poate să facă diferența pe linie și una de care poate să surprindă foarte des uh, adversarul și să, să, arate un damage foarte mare. La fel, una de care cu două iteme uh, ar putea să facă diferența. Uh, cred că aș putea să zic, aș putea să zic și, și itemele poate îi ajută pe cei care sunt adăcherii, oricum este un clip pentru în principiu pentru adhecary. Repet, dacă se fac o de like-uri, vom, vom face tirli și pe ceilalți. Pe vein, first item mă duc Ruin King iar al doilea item, situațional, dar în principiu îmi place mai mult cu, cu hex experimentation sau trinity, sunt cele două iteme Îmi place să mă duc un pic mai tanky, pentru că, cum spuneam și atunci când am vorbit despre vein, vein deja mi se pare că are damage. Are damage din basic și atunci mi se pare că are potențial să dea destul de mult damage. Vein Samira sunt doi campioni pe care eu i-a situat aici. Alt campion pe care eu l-a situat aici, sincer, momentul de față, ar fi Gin. Gin mi se pare că dacă e jucat corect, ai potențial mare de carry. Chiar dacă are patru gloanțe și nu uh, nu arată un potențial imens, uh, dă extrem de mult de magi. Dă extrem de mult de meci. Mă întorc un pic înapoi. Uh, pe Samira merg pe... Uh, Collector First Item și Secondary Infinity. Sunt cele două iteme pe care eu le fac, primele iteme pe care le fac. Am zis că vorbim strict de campion la estier care cu două iteme pot face diferența. Restul build-ului puteți să-l vedeți pe live în fiecare seară de la ora 22. Sunt rare momentele când nu facem live, dar în principiu în fiecare seară suntem de la ora 22. Gin, uh, cum spuneam, are, are potențial foarte mare de carry, iar Gin este un campion care în anumite team poate să izoleze foarte bine echipa adversă cu ultimata și având în vedere că uh, letalitatea e destul de broken în, în joc în momentul de față, uh, ultimata lui dă destul de mult de meci și atunci poți face diferența, iar build-ul pe care eu îl fac pe gen este Yumumu și uh, Collector, Secondary uh, sunt cele două iteme, uh, primele iteme pe care eu le fac pe gen pe și mi se pare că dă extrem, extrem de mult de meci. Ultimată al patrulea hit cu Collector și uh, cu letalitatea de pe iteme, bubuie, bubuie, bubuie. bubuie. Uh, a zice că cam atât cu estierul uh, știu că poate mulți dintre voi o să ziceți bă cheta dar și misforcen că dă ultimată că face că drege ei bine o să trecem la misforcen și o să zic că misforcen este atier din punctul meu de vedere și motivul pentru care zic că este atier este foarte bună pe linie uh, are ultimată bună dar e condiționată din nou doar că nu neapărat doar de echipa adversă cât și de echipa ei ca să poți să ai o ultimată bună trebuie să ai și o sinergie bună cu campionii din echipa ta și atât cum era Samira condiționată de advers să nu be crowd control, să uh, mi Fortune la fel. Dacă ai un malfit împotriva ta, ți-a aruncat o ultimată în cap, tu stai pe loc. Efectiv, în momentul în care ai dat ultimata, stai pe loc. Da, apoi să dai, să zic, de două ori ultimata, zici că dai ceva de match, în rest, după aia nu mai poți să faci absolut nimic. Chiar pe linie, uh, un campion precum Vein, după ce pune un ranking pe, pe, el, te poate bate destul de, de lejer dacă nu iei un early advantage prea mare. Și atunci, a zice că cumva sunt prea multe chestii care te condiționează. Uh, pentru damage pe care îl dai. Dai destul de mult damage după ce ajungi la două iteme, dar nu suficient cât să poți să, să faci față unor campioni precum Samira sau Jin sau Vayne care au un pic și de uh, unii dintre ei de utility și bărstul de damage din partea lui Samira și uh, faptul că Vayne te poate surprinde în anumite situații și nu ai cum să-l să bați efectiv. Adică ultimata ta într-un fight cu Vayne pe Miss Fortune este efectiv inutilă, spre deosebire de ultimata lui Vayne care poate să facă diferența. Tocmai de-aia am pus uh, Miss Fortune ul acolo. Un alt campion pe care l-aș pune aici este Lucian. Lucian care are un early bun, uh, dă destul de mult damage, uh, doar că cu cât ajungem în mid-late game, dacă nu iei un avantaj progresiv și constant rămâi în urmă și dacă rămâi în urmă repet, campion precum Vein, campion precum Samira inclusiv campion precum Gin te pot bate destul de, de ușor Gin poate mai puțin în anumite situații dar Gin te poate bate și pe linie e un campion care are uh, potențial să te bate inclusiv pe linie chiar dacă Luciano Nărli are avantaj dacă Gin o joacă foarte bine poate să pună presiune pe tine pentru că Gin are un movement destul de bun, poate să-ți dea dojuri destul de ușor la q cu movement-ul, culmea, și uh, poate câștiga trade-urile. Adică dacă joacă la pat, a patra bucată, indiferent că îi dai tu hit și tu o bucăți, de cele mai multe ori Gin poate să-ți dea mai mult de decât îi dai tu în momentul respectiv. Și dacă îți dai eu la agresiv, s-ar putea să intri într-un bait. Și atunci Gin are potențial de outplay. Varus. Varus un campion pe care, sincer, l-aș pune și nu l-aș pune... E între. L-aș pune între S și A tier. Și spun asta pentru că nu am apucat să-l joc suficient de mult V-am zis, este un tier list personal Îmi spun părerea eu despre campioni Cum consider eu și cum i-am simțit eu Și cum am jucat eu cu ei Poate am jucat prost, poate nu i-am jucat prost Este strict părerea mea El aș pune undeva la S tier, dar e între O să-l las momentan la A tier Dar zice totuși că este de fapt un S tier uh, Îmi place, are utilitate cu ultimata Are destul de mult damage Nu l-aș juca pe Lethality L-aș juca în continuare pe Attack Speed cu Ruin King, Cu Kraken, uh, Guinsoo Mi se pare în continuare un build foarte broken, mi se pare că face destul de multe chestii, însă pe linie versus campionii care acum sunt estier, e un picuț mai greu. Versus o Samira, de că deja ți anulează foarte multe skill-uri, inclusiv ultimată. Gin uh, care te poate bate la fel, repet, cu ultimata, Gin după ce face două iteme, uh, dacă îți prinde efectiv cele patru hituri, rămâi în 10 HP sau mori. Astea sunt cele două variante. Și atunci a zice că Ginul e din nou superior sau vorbesc de campioni care sunt la S tier, de-aia nu-l pun la S -tier și îl las în continuare la A tier. Uh, ce mai e aici? Draven, Draven, Broken, uh, nu-l joc, dar i-am simțit pe pielea mea puterea pe linie. Ezreal, dacă este jucat bine, la aș trece în continuare la A tier. De fapt, l-aș trece la B tier pentru că e un pic complicat să joci, trebuie să scalezi un pic, dar dacă a pus să scalezi, aș trece și la undeva între între S și B Uh, între S și A -tier, dar o să-l trec tot la A tier n-am apucat să o joc atât de mult însă am jucat versus ea și am văzut, uh, văzut ce-i poate pielea dar din nou un campion care este destul de condiționat, poate fi păcălit destul de ușor în early și pedepsit în același timp și atunci dacă rămâi behind a zice că mh, Mm, mm. Un alt campion pe care eu l-aș pune la estier și probabil că o să fiți uimiți este Xaia. Și spun Xaia de ce. Xaia mi se pare că e un campion care poate să dea outplay la foarte mulți inamici prin simplu fapt că râul care îi oferă posibilitatea să scape dintr-un, uh, dintr-o ultimată de malfit, dintr-o de rengar, din, nu știu, uh, chestii care de cele mai mult pe care le vedem și de cele mai multe ori uh, pe solo și atunci are potențial destul de mare, plus care are uh, și Stan are și destul de mult de damage și uh, mi se pare că cumva, poate exagerez un pic cu S dar e, e exact ca și Varus, între S și A tier. Dacă a pus să-ți faci build-ul relativ repede, dar aș lăsa sau nu știu, să las varus și să pun, să pun fac așa mai degrabă. Dar pentru outplay-ul la parcă aș trece STR și aș lăsa așa. Aș face așa, așa, nici nu știu. Nici nu știu cum i-aș lăsa pe ăștia doi. Îmi plac amândoi campioni și mi se pare că au potențial foarte mare, dar nu trece nici la A, nici la S, i-aș trece între pe ei doi. Cumva aș mai face un A plus, S minus. Și ei doi ar fi, o să trecem la C aici și C-ul ăsta este A plus, uh, S minus. Între S și A. Sper să nu intre cineva pe clip direct aici să vadă că am pus varul și XA aici. Bun. Uh, Jinx a zice că este un B uh, bună dacă ajunge la, la build dă destul de mult damage am văzut că se joacă Calista, dar mie personal nu-mi place și Calista chiar o să o trec, o să o las la D, din punctul meu de vedere. Caitlyn uh, bună, un Atier nu-mi place mie personal, dar bună am văzut ce-i poate pielea pe pe solo Q, dă destul de mult damage, mai ales pe Lethality te bate dintr-o ultimată, dar mie personal nu-mi place, mi, mi place să am movement, să fac kite să dau doge juri, să uh, dau atacuri dar am văzut că lumea o joacă și am văzut că e destul de bună. Azi zice un str și pe Ash din uh, motivul că are utility pe ultimată, foarte mult attack speed, dă foarte mult damage, se potrivesc itemele din patch nou, uh, dacă știi să o joci și uh, reușești să ajungi la 2-3 iteme, poți să faci kite foarte bine versus foarte mulți campioni și cu un trash lângă tine sau o lulu poți face diferența. Aș trece la str. Din păcate o să întrec Kaisa la betier, tier, pe bottom lane Kaisa mi se pare că momentul de față nu e atât de wow, e un campion decent, dar nu wow mi se pare mai bună pe Ab Carry, dar nu poți să-l joci pe bottom și atunci o să o trec la, la un B am, am trecut și Sena aici, o să o dau înapoi jos, am zis să o trec, să nu o trec am văzut că sunt unii care joacă Sena Ad Carry, chiar am prins acum pe ultimul live Sena de carry zi să-i zi, zic, am pus și aici. Am, pus o sena, am prins o sena de Kerry versus mine, s-a descurcat decent, era cu rel, dădea destul de mult damage, dar iș, dacă ar fi să o trec, o las la D. Cog la D, din păcate, cu toate că e un campion foarte bun și dacă pui câteva iteme pe el, cred că merge doar că lumea nu prea știe pe solo Q. Twitch l aș trece în continuare la D, Tristana la D, Aphelios, Afelios cred că l-aș trece la B. Și cred că și Twitch-ul Twitch nu. Tuici unu. Nu, tuici nu, Tristana. Păi, Tristana aș trece-o la B. Și cred că ăsta ar fi uh, tier listul meu. Așa ar arăta un tier list de al meu. În ciuda faptului că nu mă joc Draven, l-am trecut la A, pentru că e broken. E, e un campion broken. Mie îmi place să joc versus el pentru că întotdeauna e o provocare și Draven nu e genul de campion pe care eu atunci când îl văd împotriva mea încerc să nu-i uh, ofer prea multe resurse, chiar dacă pierd eu resurse. Nu știu dacă are logică ceea ce spun, în sensul că bă, să-ți dau un kill să ții tu steacuri, mai bine farmezi eu mai puțin, stau defensiv, nu poți să-mi dai dive la level 2, 3, 4, 5, 6 și de multe ori la level 6, uite, dau un exemplu cu un Ace sau cu un Jin sau chiar cu un Vayne, poți să-l prinzi într-o poziție greșită și să-l bați. Adică e prins o ultimată cu ei treșul tău, să zicem, sau nu știu, un rel, un nautilus, orice să-i prinde și el în stan și atunci Draven nu prea se mai mișcă și nu mai poate să dea de mult de mici. Dacă nu și-a early stack și le pierde și jucătorii de Draven în general, nu știu dacă se de acord cu mine, se tiltează foarte repede. Și când se tiltează știm cu toții că omul când se tiltează nu prea mai joacă. Acestea fiind spuse, ăsta a fost tier list -ul. Repet, este un tier list făcut strict pe uh, gustul meu. Știu că n-am zis la toți campionii uh, cele două iteme pe care le-aș face. Am vorbit strict de S tier, că acolo... Uh, Uh, consider eu că merita cel mai mult să, să zic și build-ul sau cel puțin primele două iteme poate unii dintre voi știu jucați Miss Fortune poate alții jucați Lucian însă puteți să vedeți build respective și la mine pe live în fiecare seară de la ora 22 pentru că jucăm majoritatea campionilor de aici singurul pe care nu prea-l joc dar l-am jucat și pe acesta pe live este Draven și Aphelios în rest Mă rog, și, uh, și zeri. În rest, cred că am jucat toți campionii de aici și uh, prin rotație imposibil să nu vezi cel puțin 4-5 campioni într-o seară jucați de mine. În aseară m-am jucat, de exemplu, Gin, m-am jucat Samira, m-am jucat Lucian, m-am jucat... Uh, ce m-am mai jucat? Mi se pare că am jucat Oxaia. Deci am jucat câțiva campioni și mai multe meciuri cu Gin cei drept, cel mai mult am jucat Gin aseară și mi se pare broken. Deci mi se pare ireal cât de meci poate să dea. Și am încercat și două build-uri pe el. Am încercat, mi-a zis la un moment dat un, un Braum, uh, să încerc cu Sandare Sky, cred că se numește ceva de genul ăsta, itemul nou pe care îl fac majoritatea top lanerilor și cu secondary Eclipse. Mi s-a părut atât de wow. Bine, nu a fost nici mai bun meci. Am avut 5-0 cei drept, dar nu mi s-a părut că de mult de meci pentru 5-0, pentru că meciul a fost pierdut. N-am putut să car într-un Atrox care avea 10-0. Dar nu mi s-a părut că te de dea la fel de mult de meci precum un Yumumu cu, uh, cu Colector. Colectorul ăla mi se pare că e must pe, pe Gin. Cel puțin, e părerea mea, exact ca și pe, uh, pe Samira. Colectorul e top. Ai pupiul, vă mulțumesc mult de tot. Ne vedem, repet, în fiecare seară de la ora 22. Nu uitați, 1000 de like-uri, facem tier list la ceilalți campioni, celelalte linii, de fapt, nu campioni. E, la fel o să fie o părere de-a mea cum văd eu lucrurile și versus ce am nimerit eu și versus cum văd eu lucrurile pe Solo, pentru că contează foarte mult și asta, dar până atunci eu vă las aici, vă mulțumesc mult de tot, eu am fost cheta, ne auzim pe data viitoare, numai bine. Pup! Papa! Pa.